Astăzi, printre altele, vrem să vă spunem că mai sunt sărbătorite și alte zile internaționale, mondiale. Bună oară! Astăzi în lume e sărbătorită Ziua Mondială a Animalelor, iar următorul subiect este exact la țanc. Păr roz, galben sau poate verde. Cercei, tatuaje, le vreți pe toate, dar nu pentru dumneavoastră, ci pentru prietenul dumneavoastră negrăitor. Mai mult, acesta se poate relaxa chiar și la spa, această procedură având o serie de beneficii pentru patrupezi. Un mic detaliu extra poate aduce o mulțime de priviri admiratoare patrupedului tău. Dacă vrei să-l răsfeți pe cinste, dar și să-i creezi un nou look, ai la dispoziție o serie de proceduri, cum ar fi vopsirea unghiuțelor, tatuarea, aplicarea pietricelelor și chiar a piercingurilor. Totul începe de la cererea clientului, în primul rând. Ulterior, după discuția cu el, vedem dacă metodele sau lucrurile care el vrea să le realizezi cu animalul lui nu-i vor dăuna, în primul rând, animalul. Ulterior, noi venim cu recomandări unde este necesar și deja începem în mijlocit procesul de pregătire a animalului, care presupune, unul, pieptănatul, în caz că blana este mai încălcită, după care merge băirea, după băire avem frezura nemijlocită, după care iarăși urmează o procedură de băire, uscarea și deja corectarea detaliilor mici care au mai rămas în urma frezurii. Produsele folosite pentru înfrumusețarea animăluțelor nu le provoacă niciun disconfort fizic sau psihic. Vopseaua este inofensivă și se curăță aproape în totalitate după câteva săptămâni de la aplicare. Atât vopseaua cât și petricelele, nimic din ceea ce noi utilizăm nu este dăunător sau toxic pentru animalele de companie. Șniții și Mimi sunt deja pentru a doua oară la procedura de vopsire a codiței în culoarea roz și par a fi încântate. Este important de menționat că asta nu e pe durată, e doar după finisarea procedurilor, ca o surpriză pentru stăpâni, ca să vadă ceva diferit de la animaluții de companie. E clar că atât mustețele sau formă, spunem, la barbă, depinde în primul rând de rasă. Pentru anumite rase de animaluțe, permit să-i faci, să o stejoci mult mai detaliat cu blana lui. Avem și aparte serviciul acesta de vopsit, care iarăși, în dependență deja de rasă, începe de la prețul de 150-200 de lei. Iar pentru o relaxare deplină, îl poți dezmierda pe micul tău prieten cu câteva ședințe spa, care sunt și foarte benefice. Noi avem un șir de proceduri spa pentru blană, care o face să fie mai pufoasă, de exemplu, mai moale. Atât și proceduri spa pentru piele, ca pielea să nu fie iritată, ca să fie doza de vitamine necesară a animalului în piele și blană. După atâta alint, cu siguranță vor fi gata să cucerească din nou și să stârnească zâmbete la plimbări.